Panio șmecau trec manosele de drahaul. Iată poporul de legământul, zice Domnul. Negober tahal toriet grandosit menaiot. Strângeți rândurile, zice Domnul. Uniți-vă în dragoste. Uniți-vă, zice Domnul. Și stați, zice Domnul, în rugăciune, ca Duhul Sfânt, care vă cercetează și lucrează, să facă legătura sfântă. Amin. Să facă o legătură în care vrășmașul să nu poată pătrunde. Amin. De aceea, stați, zice Domnul, treși și veghetori, vegheați, zice Domnul, într-o vreme ca aceasta, căci atâtea duhuri să lupte, zice Domnul. Și chiar voi ați văzut cu ochii voștri și ați cerut protecție, ați cerut putere și biruință, zice Domnul. Ragober la halturie grantoviet. Ruime naiot companioș megau trec panosierie de vebrahaul. Lăsați-vă, zice Domnul, prelucrați, învățați, sfătuiți, conduși de Duhul meu, zice Domnul. Fiți lumină și sare, zice Domnul, pentru ca cei ce văd lumina să vină la lumină, zice Domnul. Căci multe suflete stau, zice Domnul, și doresc și cer și caută, zice Domnul, un loc ca acesta în care să vie, să fie hrăniți, amin, să fie izbăviți, eliberați, zice Domnul. Da. Pentru că vin și pleacă, zice Domnul, loviți și răniți și nebăgați în seamă, în locuri unde să zice că cheamă în numele meu, dar ei spuși în frunte și în cinste și mi-au luat, zice Domnul, locul. Ragober nahaltun e grantoviet. Jibroge nahaltun e grantoset menaiot. De aceea rugați-vă, zice Domnul. Strângeți-vă, zice Domnul, în corturile voastre, odraslele, rugați-vă, îndeleniciți-vă cu postul, zice, și cu rugăciunea, zice Domnul, și stăruiți ca să fiți umpluți cu putere, ca Duhul Sfânt să se coboare și să vă lumineze, să vă învețe și să vă sfătuiască, să fiți, zice Domnul, umpluți de putere, să vi se deie lumină și înțelepciune, pricepere, zice Domnul, ca să puteți înțelege vremea în care mai este de prelucrare, ca să înțelegeți lucrarea și lucrurile care vor veni, zice Domnul. Cereți putere ca atunci să puteți, zice Domnul, rămâne încredințați în mine, rămâne pe stâncă, să puteți rămâne, zice Domnul, în picioare, să nu fiți doborâți, înșelați și amăgiți și să semnați hârtiile lor, ci voi vegheați, zice Domnul, amin, și cercetați bine toate lucrurile, ca apoi să așteptați, zice Domnul, călăuzirea Duhului Sfânt. Să așteptați, zice Domnul, lumina care va veni și vă va lumina în lucrurile pe care nu le veți înțelege. Nu vă grăbiți, zice Domnul, ci stați treji și vegători și cereți lumină, cereți putere, cereți înțelepciune, zice Domnul, și călăuzirea Duhului Sfânt.
ca să puteți înțelege toate lucrurile, ca să puteți să fiți luminați, zice Domnul, și să nu fiți amăgiți și înșelați, pentru că vor veni cu multe sfaturi și învățături, vor veni ca niște lupi îmbrăcați cu piei de oi, dar voi trebuie să cereți lumină ca să puteți vedea ceea ce este lăuntrul, nu ce se vede pe din afară. De aceea cereți, zice Domnul, și veți căpăta și veți vedea, zice Domnul, că vă voi lumina, vă voi învăța, vă voi sfătui, vă voi ocroti și vă voi păzi, zice Domnul. Amin. Ca să nu fiți nici înșelați, nici amăgiți. Dar numai cei ce rămân în mine, zice Domnul, și eu rămân în ei, aceia, zice Domnul, vor fi și vor rămâne ai mei până la sfârșit. Amin.